Bună ziua! Astăzi vă prezint moneda de un dolar Elisabeta II, al doilea portret, emitentă Statele Caraibe de Est, pe perioada reginei Elisabeta II. Monedă de circulație standard între anii 1989-2000, compoziție cupru-nichel, greutate 8,1 grame, diametru 27,5 mm, grosimea 1,7 mm, formă decagonală, orientare aliniere medalie, sus, sus. Pe avers avem portretul reginei Elisabeta II cu chipul la dreapta, înscrisul Regina Elisabeta II, pe verso este The Golden Hind, nava lui Sir Francis Drake, corsar și explorator englez. Și înscrierea Statele Caraibelor de Est, 1997, un dolar. Marginea are 5 laturi netede și 5 laturi zimțate, a câte 19 adâncituri fiecare. Această monedă este din anul 1989, are o valoare de 1,50 de dolari, se găsește la vânzare cu prețuri cuprinse între 2 dolari și 12 dolari. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă rog să dați like și subscribe. O zi bună!